Dumnezeu te cheamă, Bartimeu, și tu ești un fiu al gloriei. Doar că, precum Bartimeu, s-ar putea că stai și tu la marginea drumului. Te-au cuprins luptele vieții acestea, te-au furat cinstea și slava, te-au mototolit evenimentele din viața ta. Vicile care au pus mâna pe viața ta, luptele care s-au înmagazinat în Duhul tău, acelea te-au mototolit și ți-au luat aceea sclipire a gloriei care vine din Dumnezeu. Și ca Bartimeu din Ioară, stai poate la marginea drumului, deznădăjduit, orbit, nemai văzând cu claritate ceea ce stă în față și te întreb dacă ar mai fi o șansă. Și pe tine, Bartimeu, Dumnezeu te cheamă. Iubiți oameni, dragi prieteni, care împreună cu noi în această seară sunteți la această frumoasă întâlnire, vă salutăm cu multă căldură și spunem din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. V-aș ruga cu respect să ne ridicăm în picioare pentru un moment. Aș vrea să citesc câteva versete din Sfânta Carte Biblia. Un pasaj care vorbește despre un moment când Domnul Isus Hristos a vindecat un om care era într-o stare deosebit de groaznică, de deznădăjuită, O atingere care s-a făcut din cauza că Dumnezeu a chemat pe acest om. Ascultați cuvintele sfinte din Cartea Sfântă, din Marcu, capitolul 10. Au ajuns la Erihon și pe când ieșa Isus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, și de -a jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige, Isuse, fiul lui David, ai milă de mine!» mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii i-a răspuns orbul să capăt vederea și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oameni, dragi români, venim și noi, frați români de dumneavoastră, la o distanță destul de mare, cu dorința să ne întâlnim cu dumneavoastră în această seară, să împărtășim adevărul despre Dumnezeu și să vorbim despre dragostea care Dumnezeu o are pentru noi, provocându-vă să răspundeți pozitiv la această sintagmă. Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te cheamă pe tine, dragul meu ascultător, care ești prezent în această seară, și Dumnezeu are un plan pentru viața ta. La ce te cheamă Dumnezeu, aș vrea să vedem în această seară. Am zburat peste șapte mii de kilometri împreună cu frații, colegii noștri care suntem prezenți, de la o biserică de frați creștini, să vă salutăm cu multă căldură și cu multă dragoste, având un salut frumos inspirat din Sfânta Scriptură, salut care biserica noastră îl folosește atunci când salutăm pe oameni. Salutul este din Psalmul 20 și cuvântul spune astfel. Să te asculte, Domnul, în ziua necazului. Ați vrea să se împlinească aceasta pentru dumneavoastră? Atunci când este greu, atunci când vă doare, atunci când aveți o încurcătură, o problemă. Dumnezeu din cer să vă asculte. Când îl chemați, când strigați la el, Dumnezeu să vă răspundă. Am venit distanța aceasta cu o dragoste în inimă, înscrisă în inima noastră de Dumnezeu, pentru cei din jurul nostru. O dragoste care a transformat viața noastră. O dragoste care ne-a schimbat direcția vieții noastre. O dragoste care a noit mintea și Duhul nostru. Și o dragoste care am vrea ca și dumneavoastră să să o simțiți în această seară. Dragostea aceasta a izvorât în ziua când Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, când Dumnezeu s-a îndurat de noi și când Dumnezeu a făcut o lucrare în viața noastră, precum a făcut în viața acestui om despre care am citit din Sfânta Carte Biblia. Un om cu un nume extraordinar, care le vom observa îndată, un om care trebuia să aibă o altfel de viață, dar un om care a căzut pradă luptelor, durerilor, situațiilor crunte care au lovit în viața lui. Un om ca tine și ca mine, un om care are nevoie de întâlnirea cu Isus Hristos care îl cheamă. Și un mare lucru este să te cheme Domnul Isus Hristos. Pentru noi suntem așa de marcați în momentul când cineva ar vrea să ne viziteze, desigur care are și un renume. Dacă ar fi să vină cineva la Balș care are putere considerabilă, are resurse și ar vrea să facă bine locului acestuia, mă gândesc că cetățenii din acest loc s-ar bucura foarte mult. Ar fi ceva deosebit să vină un investitor care are mulți bani, ar vrea să dezvolte un pic zona aceasta, ar vrea să ajute, ar vrea să creeze servicii pentru noi și multe alte poziții. Ne-am bucurat deosebit de mult. Este o onoare când vine cineva să te viziteze care are o poziție, o prestanță, are un rang înalt. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că în această seară, cel care a venit să fie prezent cu noi la această întâlnire nu este un om care are mulți bani. Nu este cineva care are renume și are putere economică, putere politică în lumea în care noi trăim. Cel care a venit să stea la părtășie cu noi este același care într-o zi îl vizitase pe omul acesta, Bartimeu, pe un drum al Ierihonului. Cel care se coborâse să-l întâlnească este unul care trăiește, zice Biblia, mai sus de ceruri cerurilor și cerurile nu-l pot cuprinde. Aș vrea să vă gândiți că sunt persoane care au reușit să viziteze locuri frumoase în lumea aceasta. Sunt turnuri mari făcute de oameni, turnuri care sunt la o înălțime considerabilă. Avem și noi în Canada un astfel de turn, undeva la 500 de metri înălțime. Poți să mergi să vezi acolo un oraș mare, o metropolă mare din turnul acesta. Te simți destul de mare când ajunge acolo sus. Sunt oameni care au avut șansa să zboare cu avionul și-au urcat la 10.000 de metri în înălțime și deasupra Pământului s-au uitat să vadă cum arată sub ei. Frumos să vezi lucrarea lui Dumnezeu. Un grup select din omenire a reușit să depășească și frontiera aceasta a spațiului arian și-au ieșit în afara acestui spațiu și-au ajuns să calce pe lună. Și-a fost ceva deosebit să ajunge acolo atât de de sus. Dar vreau să vă spun că mai sus de toate acestea, precum se cântă frumos, mai sus de stele, mai sus de nori. Este un Dumnezeu care a făcut lumea aceasta. Este un Dumnezeu care m-a făcut pe mine și pe tine și un Dumnezeu care mă cheamă și te cheamă să te întâlnești cu El în această seară. Un Dumnezeu care măcar că este atâta de sus, este prezent cu noi în cele mai grele situații ale vieții noastre. Și pe unde calcă talpa acestui Dumnezeu, totul se schimbă. Într-o zi un om bolnav în spital, suferind, se ruga, așteptând ca cineva să-și facă milă de el. La un moment dat, din cauza că organele vitale se blocaseră și chinuia foarte greu, plângând pe patul lui, a văzut că a venit cineva lângă pat, îmbrăcat frumos în alb, strălucea și l-a întrebat, ce ai vrea să-ți facă? Și omul spune, vezi că nimeni nu se îndură de mine. Dacă ai putea să mă ajuți, dacă ai putea să-ți faci milă de mine, asistenții nu vor să vină, doctorii nu vor să mă opereze, nu știu ce să mai fac, nu mai pot aici, dacă vrei să-ți faci milă de mine, ajută-mă, te rog, Domnule. Și când l-a întrebat încă o dată și-a dat seama că această persoană nu era un om, nu era un doctor sau un asistent, această persoană venea mult mai de departe. Și i-a spus astfel, de această problemă de care nu poți fi atins, mă ating eu. Și în momentul când a atins trupul lui această persoană interesantă, misterioasă, deodată a simțit o dezlegare în trupul lui, o liberare în organele care durau foarte profund și a fost eliberat de aceea durere. Și după această atingere, aceea persoană a dispărut și a dat seama că venise Domnul lângă el. Acolo unde coboară Domnul, dragii mei, de la înălțime, lucrurile se schimbă. Dumnezeu face o noire, Dumnezeu face o lucrare. Și aș vrea să privim în această seară la un exemplu interesant din Sfânta Scriptură. Un om care avea nevoie de o atingere din partea lui Dumnezeu. Un om care ajunsese într-o stare groaznică de viață. Și un om care s-a întâlnit cu Isus Hristos, pe acest om, Isus Hristos l-a chemat. Aș intitula acest mesaj pentru sufletul meu și al dumneavoastră. Dumnezeu te cheamă, Bartimeu. Dragi mei, spune Sfânta Scriptură că în Ierihon ajunge Mântuitorul. Din punctul din care pornise el, de la Ierusalim, care era numită cetatea păcii, am putea prefigura de la locul unde era Dumnezeu, era locul unde era Templu, unde Dumnezeu se cobora acest Iisus coboară destul de mult ca să ajungă la Ierihon. Ierihonul este mult mai jos în elevație. Și gândiți-vă că acest Iisus părăsește locul înalt al cetății păcii, al Ierusalimului și coboară drumul către Ierihon. Să vină la cel care este căzut, care este jos, care este năpăstuit într-o situație foarte groaznică acest Iisus se apropie și coboară drumul Ierihonului. Dar vreau să mai observați un detaliu important din pasajul Sfintelor Scripturi. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșa Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni. Subliniați, Iisus era împreună cu o mare mulțime de oameni. Desigur Isus deja a făcuse multe minuni, fusese remarcat ca un proroc extraordinar, un om prin care Dumnezeu făcea deosebit deosebite lucrări. Desigur nu era doar un om, era fiul lui Dumnezeu, născut din Sfânta Fecioară Maria, intrat în lumea noastră prin făgăduința făcută de Tatăl mult mai devreme și venit să împlinească planul lui Dumnezeu pentru noi, ca prin el Dumnezeu să ne cheme la mântuire Acest Iisus dragii mei Vine cu un alai mare Nu căuta el faimă dar pe unde ajungea el, oamenii mergeau după el. În mulțimea aceea mare, mă gândesc că erau strigăte de bucurie, era o aclamă deosebită, precum se întâmplă când un președinte trece cu mașinile lui pe stradă, oamenii ies afară, vor să-l vadă, fac poze, sunt prezenți, sunt uimiți să vadă pe cineva cu așa statut. Gândiți-vă că venea Iisus cu ucenicii, grupul select al său și împreună cu mulțimea mare care era pe lângă el. Mulțimea gândea că probabil acest Isus avea să fie noul împărat. Va ajunge în Ierusalim un împărat mare care le va da și lor putere. Grupul acela select al ucenicilor, cei mai apropiați colaboratori, așteptau și ei să devină mari funcționari care să fie puși în slujbă. Și acest Iisus, cu acest alai deosebit, intră în Ierihon. Și aș vrea să vedeți acum ceva interesant. Iar zice Sfânta Scriptură, Fiul lui Timeu, numit Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Bartimeu, adică fiul lui Timeu, așa se traduce Bartimeu, înseamnă fiul gloriei, Timeu înseamnă onoare sau cinste sau glorie. Gândiți-vă că omul acesta, Bartimeu, trebuia să fie numit fiul gloriei, fiul cinstei. El trebuia să fie unul care reprezenta, dacă vreți, numele tatălui său. Precum noi am fost creați de Dumnezeu să purtăm chipul slavei divine. De multe ori se întâmplă că suntem jigniți de cineva. Se uită la noi, ne desconsideră, tu nu ești din clasa mea socială, tu nu ești educat ca și mine, tu n-ai statut social, tu ești sărac, tu ești cu tare, tu ești din nația cu tare și se uită oamenii și ne desconsideră, dacă vreți, ne calcă în picioare. Ne simțim zdrobiți, simțim ca și cum ni s-a luat dreptul de om, dreptul de a fi și noi respectați cu demnitate. Nu cerem laude, nu cerem închinare. Am vrea doar să fim respectați și noi ca demnitatea de om. Și de multe ori se întâmplă că oamenii calcă în picioare și pierdem și noi acel curaj. Începem să ne vedem prin prisma celor cuvinte, ne vedem ca unul care nu are valoare, care nu contează, care nu are drept de iubire, ne vedem cel mai de jos. Măcar că v-aș da un exemplu practic. Dacă ar fi să iau o bagnotă de 200 de lei, o sumă considerabilă de bani care ar face bine cuiva să-i aibă și i oferi în dar unei persoane, m-aș întreba, ar vrea să o primească? Probabil că oricine ar primi un astfel de cadou ar fi dispus repede să-l primească. Dar dacă înainte să-i dau acei bani, i-aș călca în picioare, și aș spune, îi mai vrei? V-aș întreba, ar mai vrea cineva banii aceia? Sigur. Pentru că faptul că am călcat acei bani în picioare n-a pierdut nimica din valoarea lor. Ei rămân să aibă valoare mai departe. Și dacă i-aș mototoli în mână și i-aș băga în noroi și i-aș spune, îi mai vrei acum? Ai spune, desigur. Pentru că dacă dau jos praful de pe ei, tot 200 de lei rămân. Dragii mei, ceea ce dă valoare a acelei bagnote este acea imagine imprimată pe bagnotă care reprezintă autoritatea statului care emite acea bagnotă. Aceea foaie are valoare pentru că cineva și-a pus chipul pe ea. Peste noi și-a pus chipul Dumnezeu, dragii mei. Noi reprezentăm slava, gloria lui Dumnezeu. Noi suntem creiați după chipul și asemănarea lui. Și oricât de jos ne-ar călca oamenii, oricât de jos ne-ar pune alții, Oricât de mult ne-ar șecni, vreau să vă spun, noi rămânem totuși cu chipul lui Dumnezeu noi și Dumnezeu ne cheamă pentru că valoarea intrinsecă care este noi, nu suntem noi înșine, este gloria Domnului imprimată noi, mărit să fie în numele lui Dumnezeu. Și acest Bartimeu era unul care trebuia să poarte chipul gloriei tatălui său, fiul cinstei, fiul onoarei. Dar fiul onoarei, spune Biblia, era orb și cerșetor. Și în loc să fie pus în locul de cinste care ar fi trebuit un fiu al gloriei, să fie, ajunge să fie în locul cel mai de jos. Stând afară, afară din cetate și acolo lângă drum, cerșind de milă. Aș vrea să vă întreb, dacă vă gândiți acum la această imagine, Vine Mântuitorul Iisus, toți îl căutau, toți îl vroiau. Ucenicii, grupul select pe lângă el. În jurul lor vorbim despre mulțimea de oameni, mulți oameni. Nu știu cât să fi fost, 100, 200, 300, 1000 de oameni, că din loc în loc mergeau după el, vrând să fie atinși de el, vrând să fie vindecați. V-aș întreba, oare acest Iisus ar fi trebuit să-l observe pe Baltimeu sau nu? Dacă stătea acolo lângă drum, un amărât de om pe care oricum nimeni nu-l bagă în seamă, de la el n-ai ce câștiga, de la el nu primești nimica, de la omul acesta societatea nu beneficiază, ba încă pierde din cauza existenței lui, că cerșește, cere milă și în loc să aducă ceva pentru societate, el acum ia din dreptul societății. Pe un astfel de om pe care nu merită să-l bagi în seamă, ar spune cineva, Mă întreb, ar trebui să-l vadă Iisus? Cu alai mult, cu mulți pe lângă el, cu multă gălăgie, oare ar trebui să-și facă timp pentru un astfel de om Iisus? Pentru că Isus ar trebui să fie în rangul celor care sunt mari. Erau preoții care aveau lege, care știau toate. Au venit lângă Isus oameni cu bani, un tânăr bogat care avea multă avuție și a vrut și el să fie în grupul Domnului Isus. Gândiți-vă ce fel de grup select de oameni al societății erau pe lângă Mântuitorul. Și mă întreb încă o dată, oare în imaginea aceasta care ne-o creiem acum, un Isus îmbulzit de mulțime, mergând pas, pas prin Ierion, trecând pe drum unde în margine stătea un cerșitor pe jos, credeți că l-ar fi observat Isus sau cineva din mulțime? Toți priveau către Isus, nu la acest om, toți priveau către cel ce putea să facă lucrarea, nu la acest om care stătea jos. Dar interesant este că omul acesta, când a auzit că trece Isus din Nazaret, a început să strige, spune, Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Sigur, reacția publicului a fost un am zice noi, pe măsură, pentru că oamenii așa gândeau, Bartimeu, taci și stai acolo, nu-i normal să-l deranjezi tu pe împăratul cu strigătele tale. Stai acolo jos. Cerșește mai departe. Bucură-te că ți s dat voie să stai în colțul ăla și din când în când cineva să-și facă milă de tine. Taci! Stai acolo jos. Pentru că Isus e prea important. Este prea faimos, prea căutat de oameni. îmbulzit de norade, oameni cu bani, oameni cu statut, oameni cu renume, ăștia îl căutau pe Isus. Bartimeu, tu n-ai loc acolo. De aceea ne spune Sfânta Scriptură, mulți îl certau să tacă, pentru că în mulțimea aceea care cânta frumos, precum s-a cântat în această seară, în mulțimea aceea care striga gloria lui Isus, care spunea Osana, fiul lui David, în mulțimea aceea s-a glasul unui cerșetor de jos și ori pe deasupra, strigând, ai milă de mine, când oricum ți-o da cineva azi dimineață, îi deranjant. Și mulțimea îl certa spunându-i să tacă. Dar el a început să strige și mai tare, Fiului David, ai milă de mine. Expresia aceasta a fiului David era o expresie profetică și ea reprezenta acel împărat care avea să vină pe tronul marului împărat David din Israel. Cine invoca expresia fiului David, invoca ideea că ăsta era moștenitorul lui David. Nimeni n-a îndrăznit să folosească această expresie. Dar acest orb cerșetor, cel mai de jos din societate, își dădea seama că ăsta care trece pe drum nu-i doar un funcționar, nu-i un nu-i un dregător. În mâna lui stă puterea. Pe lângă el se vindecă oamenii. Pe lângă el alții primesc eliberare. A auzit de vestea aceasta și a făcut curaj și a început să strige și mai tare. Iisus Fiului fiul lui David, ai milă de mine. Din glăgia aceea, din mulțimea mare care era pe lângă el, eu mă întreb, oare putea să-l audă Iisus? Cât strigau pe lângă el, cât îl îmbulzeau, dădeau mâna, încecau să-l atingă, cât veneau cu alai. Cine putea să audă glasul în de la periferia drumului care striga și el, ai milă de mine? Poate striga după altcineva. Pe ăsta să-l fi auzit oare Iisus? Dar Biblia spune astfel, Isus s-a oprit oprește mulțimea, se oprește din drum. Și mă gândesc că se întreba oamenii, ce te oprit? Mergi mai departe, că venim după tine, te urmăm, unde mergi acum? Ieșim din Erihon, aici e jos, hai să mergem iară, înspre sus, Ierusalim, înspre un loc de glorie, cetatea păcii, venim cu tine, te facem împărat dacă vrei, vrem să vin împăratul nostru. Și Isus se oprește, parcă îl văd că face liniște în mulțime. Și deodată zice Isus, chemați-l omul ăla care nimeni nu-l băga în seamă, pe care mulțimea îl certa, taci din gură că ne deranjezi. Pe omul ăla din periferie, Isus îl cheamă și îi spune, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te că te cheamă. Acum s o schimbat, dacă chiar vrea să-l vadă, ofi ceva aici, hai să-l ducem repede la Isus Și îi fac ghea să meargă înainte. Îl iau de mână, că era orb, nu știa unde este. Și îi spune astfel, te cheamă. Te cheamă Isus. Isus ăsta care a venit prin cetatea noastră, care are putere, care face minuni, care liberează, care mântuie pe oameni. Isus ăsta te cheamă pe tine, Bartimeu. Pe tine personal, nu pe alții, pe tine din drum te cheamă. Și Bartimeu vine și spune Biblia astfel. Orbul și-a aruncat haina, a sărit, așa a venit la Isus. Apoi Isus conversează cu el și îi dă ceea ce cere. Pe omul acesta, Bartimeu, fiul gloriei, îl cheamă Isus. Și aș vrea să vă spun în această seară, iubiți ascultători, dragi români, oameni pe care vă iubim, compatrioți de ei noștri pe care am venit să vă vedem cu multă dragoste, Dumnezeu te cheamă, Bartimeu, și tu ești un fiu al gloriei, și tu ești un fiu al cinstei, al slavei, doar că precum Bartimeu s-ar putea Că stai și tu la marginea drumului. Te-au cuprins luptele vieții acestea. Te-au furat cinstea și slava. Te-au mototolit evenimentele din viața ta. Vicile care au pus mâna pe viața ta, luptele care s-au înmagazinat în duhul tău, acelea te-au mototolit și ți-au luat aceea sclipire a gloriei care vine din Dumnezeu. Și ca Bartimeu din Ioară, stai poate la marginea drumului, deznădăjduit, orbit, nemai văzând cu claritate ceea ce stă în față și te întreb dacă ar mai fi o șansă. Și pe tine, Bartimeu, Dumnezeu te cheamă. La ce l-a chemat Iisus pe Bartimeu? Observați trei elemente care se întâmplă în momentul când Dumnezeu îl cheamă pe Bartimeu. Elemente, situații, schimbări care vor trebui să se întâmple și în viața mea și în viața ta, dacă vrem să vină Isus și în viața noastră. În primul rând, când Dumnezeu ne cheamă, El ne cheamă să le pădăm haina de cerșetor. Spune Sfânta Scriptură: Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Dacă Dumnezeu sau cineva îl chema, Ideea asta cu și-a lepădat haina nu face sens. De ce să-și arunce haina? Scoate și la ce, ce te-a chemat. Avea nevoie de haină. Pentru că venea seara, se acoperea înapoi, era frig, haina era necesară. De ce să arunce haina? Îi orb. Nici măcar nu vede unde lăsat o lăsat-o. În momentul când a lepădat haina, a invocat ceva. Haina aceea, cultural în vremea lor, reprezenta dreptul lui de a fi cerșetor. Aceea haină îl demonstra, îl simboliza ca cerșetor Și dreptul de a cerși pe stradă Venea din haina aceea specială a unui cerșetor A unui om care n-avea nicio altă sursă de viață Și social cadrul îi dădea voie să stea în marginea drumului Îmbrăcat într-un port specific Arătând că el nu are nimic Și are nevoie să-i se facă milă la alții de el în momentul când Isus îl cheamă, primul lucru care Bartimeu îl face, leapă de haina de pe el, arătând că se dezice de stilul vieții sale, trecutul în care el a fost. Biblia ne spune că Dumnezeu pe noi vrea să ne îmbrace cu hainele mântuirii și hainele noastre murdare, mânjite de trecutul vieții noastre, vrea Dumnezeu să le dea jos. Aș vrea să înțelegeți ceva, dragii mei. Apetitul nostru din viață, pofta fundamentală poate fi o haină pentru noi. Religiozitatea poate fi o haină pentru noi. Ascultați-mă foarte bine, dragi ascultători. Noi n-am venit în această seară să vă chemăm la o religie. N-am venit în această seară să vă chemăm la un cult al nume noi am venit în această seară să vă chemăm să vă întâlniți cu Mântuitorul Dumnezeu, Isus Hristos, care mântuie. Acest Isus Dumnezeu te cheamă pe tine. Noi nu te chemăm în numele unei religii, unui mare conducător religios. Noi am venit să vă chemăm în numele Domnului Isus Hristos, care vă iubește și vă cheamă la mântuire. De aceea, în momentul în care orbul este chemat, leapă de haina, precum cel care vine la Dumnezeu, vine cu tot bagajul lui și ca să vină, în primul rând, trebuie să dea jos haina. Lucru care te face cel mai confortabil. Haina aceea era motivul pentru care Bartimeu nu putea să avanseze în viață. Era statutul de cerșetor. Dacă o dădea jos, avea drept să-și înceapă viața. Dar pentru că o ținea pe el, rămânea acolo. Și câte unul este prins într-un viciu care nu-l poate depăși, este prins într-o stare de care nu poate ieși din ea, este prins într-o situație care îl ține legat acolo, păstrându-și haina, rămâne în acea stare, confortabil cum este el, crezând că oricum altă șansă n-are în viață. Dar precum pentru Bartimeu, un fiu al gloriei, odinioară, în această seară, la Balș, Domnul Iisus te cheamă, iubitul meu ascultător și te cheamă să lepezi în primul rând haina asta care ți-ai pus-o pe tine. Haina asta care de ani de zile ți-a creat stilul tău de viață. Haina aceasta care nu-ți dă voie să avansezi, rămânând blocat într-un stil de viață care nu-ți dă nici împlinire, nici bucurie, leapă de haina ca să vii la Dumnezeul care te cheamă. Că Dumnezeu te cheamă în această seară, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu te cheamă pentru că te iubește. Dumnezeul acesta al eternității și-a făcut timp în această seară precum odinioară Iisus era în Ierihon să fie prezent la Balș, dragii mei. Și nu vă uitați la noi ca și cum noi am venit din Canada, precum vai mare cinste pentru cineva, noi suntem nimeni și nimic, a venit Mântuitorul aici prezent, dragii mei, și El te cheamă, El își face timp din mulțimea asta mare de oameni, ar fi ucenicii, cam spune noi, păi dacă ar veni Hristos la Balș, ar merge la preoți, la păstori, la clerici, la aia care sunt cu Biblia, că la ăia trebuie să meargă Iisus, ar merge la mulțimile mari, unde sunt de oameni adunați. Dar la o adunare mică la balș, să vină Isus, Isus își face timp pentru fiecare om. Și de mulțimea aceea mare, pe Bartimeu, la marginea drumului, l-a auzit Iisus Hristos și azi, la balș, te aude pe tine unde te afli. Iubitul meu ascultător, Bartimeu al meu, fiu al gloriei și al tatălui care trebuia să fi învăluit de cinste, Dumnezeu te cheamă în această seară. Leapă de haina aceea veche și vină la Isus. În al doilea rând, dragii mei, când Dumnezeu, când Isus îl cheamă pe Bartimeu, meu, îl invită să-i spună ce vrea, ce are nevoie. Ne spune versetul 51. Isus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Ascultați-mă bine, dragii mei. Dumnezeu știe exact ce ai nevoie. Din eternitate până să ne fi făcut Dumnezeu, El știa până și numărul de zile care aveam să-l trăim noi. Dumnezeu din eternitate vedea că acum, în aprilie, în 2024, la Balș, avea să fie o seară specială în care un grup din Canada cu un grup din România se vor întâlni într-un loc să laude numele Lui. Asta le știa Dumnezeu toate. Și atunci, ce rost are întrebarea ce vrei să-ți fac? Iisus știa, cel puțin în aparențe ne dăm seama, unul era orb, produs de mână alții, era evident că dacă vroia ceva ar fi vrut să fie văzător. Și doi era cerșetor, era în cea mai de jos stare. Mă gândesc că dacă vroia ceva acest Bartimeu, era poate măcar niște bani, să-și facă cineva milă de el, să-i dea un serviciu nou, un job nou. Probabil că era evident ce vroia. Cu toate acestea, Iisus îl întreabă ce vrei să-ți facă. Pentru că această provocare evocă un sentiment de introspecție, de analiză interioară, prin care eu mă cercetez, eu mă întreb ce am eu cu adevărat nevoie. Știți că suntem prezenți aici, fiecare cu diferite lupte în viața noastră. Biblia spune că fiecare este rob lucrului de care este biruit. Cât eu nu eu nu vreau să vin la biserică. De ce? păi să devin eu un sclav a unei religii, a unui sistem, veniți voi acolo să mă chemați la Dumnezeu vostru, cultul vostru, la religia voastră, la uh, regulile voastre, eu nu vreau să fiu sclavul unui Dumnezeu, eu vreau să fiu liber. Și acum, dați-mi voi să vă întreb o întrebare. Cât de liber ești cu adevărat? Drag om care spui că n-ai nevoie nici de Dumnezeu, nici de religie, nici de sisteme, cât de liber ești? Dați-mi voi să vă pun un exemplu practic în față. Dacă ești biruit de demonul acesta al alcoolului. Și nu poți birui paharul. Îți place să bei. Știi că nu-i bine. Distruge ficatul, distruge stomacul, îți face mari probleme. Îți distruge familia, că banii care trebuie să-i consumi pe familie, plătind pâinea pentru copii și aducând acasă bani pentru facturile necesare, îi cheltuiești pe băutură. Dacă ești cu adevărat liber și n-ai nevoie să fii sclavul lui Dumnezeu, te întreb cât de liber ești. Hai pune paharul jos și nu mai bea niciodată în viață, poți? Bir e acel demon, acea patimă, poți? S-ar putea că după o zi, două, deja încep să tremuri. Băi, am nevoie de un pahar, că într-o zi e birui, dar nu astăzi, azi nu pot. Ești liber? Sau ori ești rob al unui patimi? Tragi câte o țigară când te enervează cineva, te stresează o situație, nu mai poți. Tragi o țigară și te calmezi. Și ești rob al acelei patimi. Distruge traheia, distruge gâtul, distruge plămânii. Ajung oameni la 60 de ani, cancer la plămân, la gât și zic, unde e Dumnezeu din cer? Și Dumnezeu ar spune, dar ce ai făcut cu sănătatea care ți-am dat-o? Ți-am dat în dar sănătate o viață să ai. Ai chinuit sănătatea prin apetiturile lumești. Și uite, ce ți-a făcut acel apetit? Te întreb, poți să pui jos țigara? Pune-o jos. Hai nu toată viața. Măcar pentru o lună. Hai nu o lună, măcar pentru o săptămână. Hai pentru o zi, pune jos țigara. Aveam un prieten care a trecut prin acest demon, această patima țigării și Dumnezeu l a liberat și spunea în momentul când venea aceea nevoie, tremurau mâinile, începeam să tremur, transpiram. Dacă nu ieșeam afară să fumez o țigară, nu puteam să stau. Eu întreb, ești cu adevărat liber? Pentru că cel care este liber poate birui aceste lucruri. În momentul când Dumnezeu ne cheamă, ne cheamă să ne libereze de patim, să fim robi al lui Dumnezeu, robi ai neprihănirii, să trăim pentru Dumnezeu și un mare har îi să-i libereze Dumnezeu, mărit să fie în numele Domnului. De aceea, dragii mei, Dumnezeu te cheamă ca în al doilea rând să-i spui ce vrei privește adânc în viața ta, recunoaște în ce ai nevoie de Dumnezeu, recunoaște situația, starea, criza în care te afli, acea goliciune a vieții trăită, nu simți nicio împlinire, n-ai pace, n-ai bucurie, ai nevoie de Dumnezeu. Cheamă-L, că El te cheamă să-i spui ce vrei. În al treilea rând, dragii mei, în momentul când Isus Hristos îl cheamă pe Bartimeu, îl invită să creadă în Cel care poate da mântuirea. Ultimul verset spune și Isus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit, îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Singurul care dă mântuire este Domnul Isus Hristos. Nimic altceva în lumea aceasta nu îți va aduce mântuire. Și când vorbim despre o relație cu Domnul Isus Hristos, mă refer la o trăire reală și nu la o practică religioasă. Pentru că, realmente vorbind, nici mătânile, nici lumânările, nici banii, nici anumite cuvinte selecte nu îți vor da mântuirea. Acestea nu te pot mântui. Te poate mântui doar sângele Domnului Hristos care te spală de orice păcat. El e singurul care dă mântuirea. Cineva va spune, da mă, dar totuși am făcut și eu în viață lucruri bune. nu sunt perfect, nici nu sunt cel mai rău. Am făcut și o fapte bune în viață. Măcar alea în ochii lui Dumnezeu trebuie să aibă o vreo valoare. Și dați-mi voie să vă arăt cum arată lucrul acesta în ochii lui Dumnezeu. Că noi credem că atunci când ajungem în rai, a scoate Dumnezeu cărțile afară, s-a uitat la viața mea și a spune, băi, e adevărat că ăsta a înjurat, o băut, o țipat, o bătut pe ăsta. E adevărat. Dar e adevărat că au făcut și câteva lucruri bune. Hai că în baza celor lucruri bune, cumva, cumva, îl îmburdăm și pe ăsta în rai. Știți cum arată chestia asta? Cineva este arestat pentru că a făcut, să zicem, o crimă, ceva odios, foarte rău. Ajunge acum la judecătorie și stă în fața unui judecător. Și judecătorul acum îl anchetează și trebuie să-i o condamnare. Și în momentul când să rostească judecătorul condamnarea pentru aceea faptă, omul acesta spune, Auzi, auz, onorată instanță, aș vrea să țineți cont de ceva. Eu am îngrijit de copiii mei. Eu mi-am iubit soția. Eu mi-am plătit taxele. Să știți că eu am condus regulamentar. Îi drept, am făcut o gafă foarte mare, dar aceste lucruri bune, societal vorbind, cred că ar trebui luate în considerare. Și probabil că vă dați seama că i spune judecătorul, da, e adevărat, bravo ție că l-ai făcut, Erai dator să le faci, ești dator să te comporți corespunzător în societate, să conduci corect mașina, să nu bați pe oameni, să-ți plătești taxele, să-ți îngrijești copii, să-ți iubești soția, asta e datoria oricărui om. Așadar erai dator, pentru asta nu primești laudă, asta era normal să le faci, pentru ceea ce ai făcut, condamnarea vine. Și atunci, în ochii lui Dumnezeu, noi care suntem vinovați, nu ne putem dezvinovăți, dragii mei, prin ce? Prin niște fapte care le -am, am dat bani la săraci? Că am făcut o rugăciune într-o zi? Acelea în balanță cu faptele rele nu pot să îi spășească. Ceea ce ne spală este doar sângele Domnului Isus Hristos. Și când vorbim despre faptul că această credință mântuie, Cartea Evrei ne spune că Dumnezeu dă mântuirea prin aceea mărturisire cu gura și printr-o credință în faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Isus Hristos. Mă uit peste o sală care aș putea presupune aproape cu certitudine că este compusă din oameni creștini. Nu vreau cu despre denominație, despre oameni creștini. Îndată veți sărbători și dumneavoastră Paștele și ca orice creștin veritabil vă veți saluta cu frumosul Hristos a înviat. Și spunem aceasta pentru că noi credem că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi. Asta înseamnă mântuire. El la calvar a plătit păcatele noastre, a luat asupra lui diapsa noastră, a venit să plătească pentru noi. Ca în momentul învierii sale, Dumnezeu să ne cheme la părtășia cu El să avem intrare prin Domnul Isus Hristos, Mântuitorul, care ne poate da singur mântuirea. Iubitul meu ascultător, aș vrea îndată să ne pregătim să cântăm o cântare. Aș vrea să vă spun acum la încheiere că Dumnezeu te cheamă. Ca pe Bartimeu din Ioară, un fiu al gloriei, Dumnezeu te cheamă. Pe tine din Balș, care mă asculți în această seară, care trebuia să fie un Bartimeu, trebuia să fii un fiu al gloriei, asupra căruia Dumnezeu și-a imprimat gloria și slava sa. Te-ai născut în lumea aceasta prin Harul lui Dumnezeu, prin mila divină, care și-a imprimat imaginea în tine. Te-a purtat în viață până acum și s-a îndurat de tine și te-a ținut în picioare. Ești prezent aici pentru că Dumnezeu te iubește pe tine, pe care Dumnezeu în această seară te-a adus aici, Dumnezeu te cheamă. Bartimeu, tu care ești fiul gloriei, dar care din nefericire stai la margine de drum, cu haina ai de cerșetor, cu patima alcoolului, a țigării, cu patima vorbelor necurate și câte altele care ți-au stricat, ți-au distrus viața, bucuria, ți-au luat părtășia cu Dumnezeu. Pe tine azi Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te invită să faci ce a făcut și Bartimeu. Leapă de haina aceea, în primul rând. Asta sunt pocăință. Pocăință înseamnă o schimbare a minții. Cuvântul pocăit nu înseamnă doar un grup select, o sectă de oameni. Cuvântul pocăit vine din Biblie. Un pocăit este unul care lasă tot ceea ce a fost în urmă și merge într-un pas nou cu Dumnezeu. Ca Bartimeu care a spus, eu nu mai vreau să fiu cerșetor. M-am săturat de cerșală. M-am săturat să râdă alții de mine. M-am săturat să mă bagiocorească oamenii, că stau la margine de drum. Miros greu că de ani de zile tot haina asta o port. Am obosit. Am plâns până ochii mei nu mai au lacrimi, că oricum nu pot să văd pe nimeni. Și dacă cineva mă scuipă, nici măcar nu văd să mă apăr. Și acolo stau, sub apăsare, sub povară, sub blestem, sub cearta altora. Stau, Bartimeu, la margine de drum. Bartimeu din Balș, în această seară Iisus te cheamă, te cheamă să lași haina aceea deoparte, să-ți dea Dumnezeu o nuanță nouă, să te scape, să te libereze, să-ți dea vindecare sufletească, să te ridice din starea în care te afli. Bartimeu din Balș, Dumnezeu te cheamă în această seară să-i spui ce vrei, poate e o problemă în trup, o durere, știți că Dumnezeu care este viu, vindecă și în ziua de azi? Eu vă spun așa, Hristos a înviat, dragii mei. Și ca să știți că Hristos e viu și vindecă și azi, vă spun o întâmplare reală. S-a întâmplat cu nu foarte mult timp în urmă. La noi, în adunare, acolo în Kitchener, într-un stat departe de dumneavoastră, unde un grup de români se întâlnesc la biserică în numele lui Isus care este viu, și se roagă înaintea lui. O mamă tânără a născut și a început să aibă niște dureri foarte mari, s-a dus la spital și au găsit că are pietre în fiere, dureri groaznice. Nu putea să mănânce, nu putea să bea, se făcea foarte rău, vărsa imediat și a dus așa timp de o lună de zile. La spital i-au spus că medicamente nu-i pot dacă nu-i fac absolut nimica, aceste pietre nu se pot elimina și va trebui să fie operată, să scoată fierea afară. Dar nu au loc la spital acum și o vor opera la o dată viitoare când vor reuși. Până atunci, cu medicamente, cu calmante, cum va putea să încerce să de durerea. Baiul a fost că durerea nici de cum nu pleca. Cu medicamente de calmare, cu toate, nu pleca durerea. Și mama aceasta, într-o seară, a sunat la frații păstori din biserică să vină să se roage pentru ea să-i spună la Iisus ăsta care e viu și ne cheamă să vină el până la casa ei să dea o vindecare. Frații păstori s-au rugat, au făcut ungerea cu de lemn, așa cum se face după Sfânta Scriptură, mirungerea, cum se spune tradițional, și au plecat acasă. Nu au făcut nici incantații, n-au făcut nicio altă slujbă decât au făcut o simplă rugăciune și au plecat acasă. A doua zi a fost întrebată această mamă tânără, cum te simți? Ceeaia aseară, după rugăciune, imediat am mâncat și n-am avut nimica, nicio durere. Am fost bine. A mai trecut câteva zile și a fost iar întrebată cum te simți. A spus din seara aceea, când mi s-a făcut ungerea, nu mai am nicio durere. Pot să mănânc, nu mai doar nimica. A plecat la spital după câteva săptămâni, din nou pentru o analiză, cum trebuia să meargă, era programată. Și doctorii au spus astfel, nu ne putem explica ce s-a întâmplat. Pietrele din fiere nu mai există... Și astea nu se pot elimina... Și astea nu se pot dizolva... Unde sunt pietrele? Și a spus... Dumnezeu m-a vindecat... Iisus Hristos este viu în vește vești, dragii mei... Și pentru că este viu, El încă lucrează... Poate e și tu în Bartimeu, în această seară... Care ai o durere, ai o suferință, ai o problemă... Iisus Hristos e prezent aici... Și El a venit să te cheme să-i spui lui ce vrei. Poate e o criză în familie, poate e o ceartă, poate e o luptă interioară care nu poți să o depășești. Hristos este aici pentru că te iubește și Dumnezeu te cheamă. Isus acesta care ar putea să stea în glorie cu milioanele, miliardele de îngeri care cântă glorie și laudă. Isus acesta care dacă ar veni pe pământ acum am putea presupune sincer că ar merge numai cu super sfinții care merită să fie primiți. Iisus acesta e prezent în această seară la Balș, pentru tine, pentru mine, oameni simpli care nu avem poate nici de nume, nici nu suntem căutați de nimeni, dar Iisus te cheamă pe tine, personal, Bartimeu, să-i spui lui ce te doare, să-i spui lui ce vrei, să-i spui lui ce ai nevoie, că vrei ca în viața ta să apară o schimbare, să-ți schimbe Dumnezeu viața. Iisus acesta, Dumnezeu te cheamă să te împaci cu El în această seară, să accepti mântuirea în jertfa lui Hristos, să înțelegi că nimeni și nimic în lumea aceasta nu-ți vor da împlinire. Și în ziua când vei ajunge acolo, că după moarte, ascultați-mă bine, dragii mei, vine judecata. Asta nimeni nu poate evita. Nu contează cum te-ai de unde vii, nu contează din ce țară ești. După moarte, garantat, vine judecata. Iisus acesta te cheamă în această seară să-ți pui încrederea în El în ziua când vei ajunge acolo el va fi apărătorul tău, avocatul tău care va sta lângă tine și în fața tatălui îți va da voie să intri în rai. Dacă până în momentul morții nu faci această alegere, atunci va fi prea târziu. Atunci Dumnezeu nu te va mai chema. Atunci te va trimite. Mergeți în iazul de foc care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Te-am chemat o viață întreagă, ți-am dat șansă, viață, har. Ți-am mai dat încă o seară la bal și să te întâlnești cu mine. Și n-ai venit. Plecați de la mine, voi care lucrați fără de legea. Dar în această seară, indiferent de cât de jos ai căzut, cât de mare e problema ta, cât de grea e situația ta, Dumnezeu te cheamă aici la bal și pe tine, Bartimeu, Fiul Gloriei, să se îndur de tine, să-ți dea mântuire, să-ți dea iertare, să-ți dea ajutor.